Salut, Marius! Salut, 1 la Dragan! 1. Astăzi subiectul e relativ simplu și în același timp foarte complicat. Există, fratele meu, degustări de vin online? Există, dar e ok să existe? Sunt viabile? Poate exista orice în online. Acum depinde dacă mai și folosesc cumva. Nu știu, eu am niște rezerve foarte mari. Vinul e un produs special. Și știi cum se spune, nu prea poți să bei acasă de un singur. Cel mult poți să faci o degustare, să-ți faci niște fișe, dar nu cred că absența părții de, hai să spunem, convivialitate, poate fi compensată, poate fi Hai să te întreb ocupată un online. lucru. Tu ai participat până acum la așa ceva? Nu și nici nu aș avea de gând. Ai avea de gând. Bun, eu am primit o Nu prea. invitație la așa ceva. Sigur că nu a fost, din păcate, o chestie interactivă. Eu aș fi văzut-o mai degrabă interactivă, dar presupunând că ai fi invitat la o degustare de vin online interactivă. Cu alte cuvinte, noi doi, să zicem, avem aceeași sticlă pe masă, o deschidem și începem să ne dăm cu părerea. Descriptori aromatici, povești, cramă, teroar, din astea. Tu, dacă ai privi o discuție de tipul ăsta, ai fi un terț, te-ar convinge chestia asta să cumperi vinul cu pricina? Nu cred și stai să ne întoarcem un pic înapoi. Degustăm noi sticla de vin, mă rog, cele două sticle de vin în același timp, dar nu e obligatoriu să fie amândouă la aceeași temperatură. Dacă e vorba de un vin roșu mai sofisticat, poate nu au fost aerisite fix la fel și Și sigur atunci nu bem din intră același pahar, nu? nu mai zic că nu bem din același pahar și atunci riscăm să fim din firme diferite. Adică e mult mai probabil să fim din firme diferite decât să simțim același lucru în pahar. Nu, e Și drept. atunci. E un scepticism pe care l-am, dar toată logica și toată experiența pe care o am îmi spune că așa se va întâmpla. Bun, da, suntem în circumstanțe excepționale, cu alte cuvinte, că nu cred că nimeni s-a apucat să facă chestia asta de voie bună și nici de bună voie. Părerea mea sinceră este că e o încercare. În fond și la urma urmei, cineva trebuie să muncească, trebuie să justifice niște bani. Cineva de la marketing, vrei să zici? Cineva de la marketing, păi da, nu, trebuie să facem frumoase bife și să prezentăm frumoase Excel-uri la oameni. Deci tu zici că astea sunt mai degrabă niște acțiuni bifate decât niște chestii care ar putea să aibă eficiență. Sincer, da. Însă, hai ca să abandonez un pic tonul ăsta, poate prea sceptic. Dintr-un punct de vedere, e foarte bine că se încearcă de diverse modalități de prezentare online a vinului. Și spun asta gândindu-mă la faptul că, uite, domnule, poate că așa se va îndeplini și vechiul deziderat al atragerii tinerilor către vin. Că poate tinerii nu erau interesați de vechile modalități de promovare, dar poate o jucărie de asta digitală s-ar putea să-i atragă mai mult. Nu știu, Bun, îmi dau cu ok, dar presupusul. hai să te întreb, presupunem că ești tânăr, nimerești pe Facebook peste un live din ăsta sau o prezentare înregistrată, n-are importanță, dar tu de obicei cumperi vin într-o zonă de preț, să zicem, între 35 și 45, da? Te duci în supermarket, cam ăla e bugetul tău, nu al tău. Mă rog, vorbim de Un cineva care, buget, să să zici. zicem, normal de zi cu zi, da. Exact, să zicem că ești De tânăr, ai. sărbătoare am să vreau și eu, poate, o sticlă mai nu știu care, sau când mă simt eu mai bine, vreau să subliniez starea de bine, iarăși cu o sticlă mai nu știu cum. Bun, ok, deci tu ai un buget pe care de obicei îl aloci pentru chestia asta, centrat pe 40 de lei, hai să zicem, 8 euro, 10 euro, cât o fi. Și îi vezi pe ăștia doi, pe Marius și pe Răzvan, făcând ei nu știu ce prezentare de vin online, rotind pahare, povestind descriptori aromatici. Da, În primul vinul rând, în sperăm vin. că putem fi comici, măcar să-l distrăm pe un. O secundă. Dar vinul ăla de care vorbim noi costă 150 de lei.
Tu crezi că am putea să-i convingem pe băieții ăștia, doar vorbind noi doi, în condițiile în care, repet, gama de preț excede... Trebuie să mă întorc puțin la ce ziceai tu mai la începutul ideii. În primul și în primul rând, pandemia asta a avut ca efect punerea la pământ a cam întregului sector Horeca și nu mai există vin acum practic decât în retail. Acum, sigur, sticlele scumpe le putem găsi și în retail. Nu despre asta e vorba acum, că discuția e lungă. Problema este că automat, deplasându-se centrul de greutate în retail, ai de-a face cu un alt fel de public. Și de asta spun, poate că pentru acest public o prezentare de asta mai interactivă, mai voioasă, mai digitală, s-ar putea să funcționeze. Însă, punctul meu de vedere strict personal, pentru că până la urmă de la asta pornisem, nu poți să explici cu o sticlă de vin de aia de peste 100, cu complexități, cu o grămadă de povești care trebuie explicate și de ce costă acea sticlă atât, nu poți să o explici digital, punctul meu de vedere. Deci cu alte cuvinte tu... Scris, dar scrisul e scris pe indiferent ce suport. Deci tu sugerezi că ar putea să meargă mecanismul ăsta de prezentare online mai degrabă pe vinurile de retail, pe zona entry-level până în mediu, nu? Cred că da, pentru că măcar vinurile le poți povesti mai scurt și nu plictisești. Bun. Dacă okay. trebuie să povestești prea mult, automat privitorul, ascultătorul sau, mă rog, consumatorul de mesaje digitale, eu cred că se va plictisi. Bun, și dacă tu ai fi producător de vin și ai avea de lansat, atenție, nu de promovat un vin pe care l-ai deja în portofoliu, ai de lansat un vin scump. Cum faci? Ești în aprilie, ești în mai, ești în iunie 2020, cum faci? Mulțumesc cu ție, Doamne, că nu sunt în poziția... Exercițiu de imaginație facem acum, nu nimic altceva, fiindcă la urmă urmelor de ce am ajuns să discutăm despre degustările online de vin? Fiindcă am fost obligați să discutăm de chestia asta și obligați să le facem. Altfel, poate eram la ora asta împreună să bem un pahar de vin la o degustare. Ar fi fost mai plăcut, hai să recunoaștem. Da? Cu certitudine, cu toate că discuțiile întotdeauna da. Sunt așa edgy. Măi, încă o dată, eu spun că după aceste încercări, pentru că hai să fim serioși, acum vorbim de încercări, nu știe nimeni și n-are nimeni cum să știe după un timp atât de scurt, care ar fi, adică tehnicile, mijloacele, știu eu cum să le spun, care au efect propriu-zis. Asta se va trage o linie după câteva luni bune și se va vedea, da, domnule, uite că am făcut degustarea aia virtuală și am sporit vânzările cu nu știu cât. Astea oricum sunt niște tehnici care mă depășesc. Problema mea este însă, și repet, suntem în situația aia celebră, când arunci copilul în apă ca să înveți singur să nuați. Okay. Nu știm care dintre, în ce stil va nota până la urmă copilul, cum se va descurca el. Dar încercăm și asta e bine și sunt ferm convins că la final, în mixul de marketing, vor rămâne câteva tehnici digitale, hai să le spunem, verificate, la ora respectivă, nu la ora asta. Bun, acum hai să te mai întreb o chestie. Oamenii care sunt denumiți în industria de vin și nu numai în industria de vin, influencer, bun, hai, nu știu, zile cum vrei, blogger de vin, comunicatori, Dumnezeu știe, nu știu, hai să nu ne... blocăm pe o terminologie. Deci oamenii ăștia au mai multe oportunități oare în momentul ăsta decât aveau înainte? Va apela industria la ei mai de high decât înainte? Păi de la caz la caz, că generalizare cu siguranță nu putem face.
În fond, fiecare om care se ocupă cu această comunicare de vin se simte mai bine într-o anumită pătrățică. Uite, eu, de pildă, mă simt mult mai bine înscris decât în alte feluri. Sunt ferm Ok. convins că sunt oameni care, fiind ei mai simpatici și mai frumoși de felul lor, pentru ei va fi mult mai atractiv, să spunem, un canal de comunicare de genul ăsta. Și ca să fiu doar un pic foarte rău, am eu câteva exemple în cap de oameni deosebit de prezentabili care, cu meseria mai puțin, dar fac niște chestii foarte urmărite pentru că pur și simplu dau bine pe Sunt sticlă băieți sau dau frumoși, bine pe dacă difuzor. nu vorbesc cu accent moldovenesc, au Asta este, doar n-am să renunț acum la accentul pe care l-am de 50 de ani ca nici să eu, stau, fac stai plăcere liniștit, cuiva. nu. Prindeam și eu așa în barbă. Problema sună în felul următor. Trebuie să înțelegem un lucru. Meseria e una singură. Restul sunt instrumente. Corect, uite, asta e o concluzie mișto. Adică știi sau nu știi despre ce vorbești și până la urmă doar în timp poți fi, să zicem, verificat. Că Tu dacă zici, nu te practic, că ajung, se vor mai filtra, se vor mai decanta, cumva bineînțeles să că se zic, vor decanta, pentru că până la urmă, persoanele. na, și hai să o dăm și noi din casă, și noi ne uităm la oameni care fac de 10, 20, 30 de ani meseria asta și știu despre ce vorbesc. N-am să mă uit chiar la oricine, pentru că uite ce ochi albaștri și migdalați are, sau mai știu eu ce. Repet, meseria e una singură. Unii folosesc mai bine anumite scule, alții folosesc mai bine alte scule. Uite, mi-aduc aminte acum de un personaj tobă de carte, dar care, săracul, nu poate vorbi în public. Nu, pur și simplu nu are această îndemânare și e mare păcat. Și nu e După cum, jurnalist. evident, nu. După Jurnalist. cum, evident că știu o grămadă de persoane care vorbesc în public de te doare capul, și dacă stai să-i asculți, descoperi că, băi, dar de ce l-am ascultat? Că am pierdut timpul. Eventual am mai râs, ca să avem totuși ceva util din toată întâlnirea respectivă. Da, Dar interesant că tu ai altfel... adus și componenta asta de nu știu cum să spun, de know-how în discuție. Poate că noi am pornit de la o premisă strict dacă folosim sau nu canalul, scula asta de Deci trebuie să știi comunicare. cum să o folosești, că dacă nu, îți dai peste degete cu ea. Dar oare nu e mai greu de folosit scula asta? Oare în realitate nu e mai simplu să treacă niște gogomănii pe care le spui decât așa online? Aici nu e Păi dacă e cu... gogomaniile și online, bancă mai dihai. Păi asta spun, pe online oare nu se observă mai dihai ce gogomanii scoți pe gură? Păi da și nu. Acum ce să zic? Încă o dată, Întreb. e o sculă. Fac o paranteză foarte scurtă. Este cunoscutul gen dramaturgic numit farsă, pe care l-au inventat francezii. Și secretul este ca acțiunea se desfășoare într-un ritm foarte îndrăcit, ca să nu se vadă că toată povestea, de fapt, e cusută cu niște sfări cam groase. Da, Și la înțeleg. sfârșit ești fericit. Dar nu e marea experiență dramaturgică, evident. Cum Ce zicea poate... Caragiu într-un sketch, cine urmărește decolteul nu mai urmărește textul. Exact. Și exemple găsim. Nu trebuie decât să le căutăm, dar mai bine facem ceva util. Da. Bun, ok. Eu zic că am punctat câteva chestii importante pe subiectul ăsta. Eu am reținut vreo trei. Unul la mână că am aruncat copilul în apă, vom vedea dacă Da. înoată sau nu. În al doilea rând, dacă e să debitezi chestii mișto, le poți face și live, le poți face și online în egală măsură și dacă nu, oricum te faci de rușine și online. Și în al treilea rând am reținut că tu n-ai face așa ceva, nu e stilul tău. Tu ești mai cu scrisul decât cu vorbitul. Da. Și că vorba aia, am învățat să fac chestia asta de pe vremea când scrisul era efectiv tipărit, nu mai veneai și mai corectai după aia. Trebuia să te concentrezi bine din prima.
Corect. Ce Adică era nu puteai, scris rămânea. nu puteai mai mult să ștergi decât să scrii. Nu prea. Ok, deci Dumnezeu cu mila, ca să zic așa. Marius, mersi pentru prezență. A fost un dialog plăcut și o să ne mai întâlnim, că subiecte tot mai avem, da? Cu mare plăcere. Te salut, pa! Toate bune.